Da, desigur. Cum trec anii, această cameră imediat nu mai încape, venim din ce în ce mai față și când mă uit la acești copii, că anii cresc, ei cresc și rezultatele sunt din ce în ce mai multe, mă simt foarte fericit că, într-adevăr, văd că munca noastră, perseverența și dedicația aduc rezultate. După rezultatele obținute anul acesta și concursurile unde am participat, pot să spun că sunt în cea mai bună formă în ultimii 3-4 ani. Mă simt foarte bine în concursuri. Am făcut contratimp foarte bun, la o medie de viteză foarte bună și cred că sunt pe drumul cel bun pentru pregătirea pentru Rio.